317 contestații au fost depuse la matematică, 257 la istorie, 188 la biologie, 112 la disciplinele socio-umane, 100 la geografie, 28 la informatică, 23 la fizică și 12 la chimie. Rezultatele după reevaluare vor fi afișate pe data de 16 iulie. Toate lucrările, 1579, vor fi recorectate într-un alt județ. Înainte de contestații, 71,19% dintre elevii suceveni care au susținut bacalaureatul în sesiunea din această vară au obținut note de trecere, Suceava fiind printre județele cu cele mai bune rezultate din țară. În top ne aflăm și cu numărul mediilor de 10 la BAC, 4 elevi reușind acest lucru. Este vorba de Daniel Ciobanu de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, specializarea tehnician în activități economice, singurul elev din țară din mediul rural cu 10 pe linie la BAC, Adina Luisa Lavric de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, specializarea științele naturii, Andreea Nistor, Colegiul Național Petru Rareș Suceava, Matematică Informatică și Mihai Prelipcean de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, Matematică Informatică. La propunerea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, fiecare dintre cei patru elevi suceveni va fi premiat cu suma de 1000 de lei. Inițiativa va fi propusă spre adoptare în ședința de Consiliu Județean de pe 19 iulie ca o recunoaștere a rezultatelor deosebite obținute la examenul de bacalaureat.